A spus că pregătiți un proiect de lege care să se aplice și polițiștilor, să vă ajute să faceți restructurare aici. Ce prevede în esență proiectul ăsta de lege și când va fi gata? Proiectul de lege preferă, pe de o parte, conferă cadrul legal pentru a face aceste disponibilizări și, pe de altă parte, și măsurile compensatorii în sensul pregătirii pentru alte activități, aceste activități de desfășurare Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru a-i pregăti pentru alte activități. Să nu uităm că armata face lucrul ăsta de 5-6 ani de zile, cred că de mai mult. Armata s-a restructurat de la peste 300.000 de oameni la undeva spre 70.000 de oameni. Cam câți oameni vor pleca în sistem și cam ce salarii compensatorii gândiți? Nu. Salariile compensatorii, un salariu. Astea sunt prevederile legale acum. Despre un salariu discutăm, atâta primești și ceilalți. Potrivit proiectului de lege pe care înțeleg că îl pregătiți. Noi nu putem promova un proiect de lege decât în cadrul legislației generale a statului român. Nu pot să lucrez altfel din punctul ăsta de vedere. Deci vom și avea când va fi gata? Regim. Săptămâna viitoare va fi gata. Vreau să-l supunem dezbaterii publice, să fie avizat de Ministerul Muncii, de Ministerul Finanțelor, vreau să prezint primului ministru. Deci vreau să respect toate procedurile legale. În esență, ce prevede? O reorganizare în structurile de poliție? Da, pentru că noi nu avem un procent de oameni care să nu mai lucreze în Ministerul Administrației și Internelor. Nici pe departe nu lucrăm așa, pentru că dorim să întărim zona de ordine publică. Dorim să întărim zona care se ocupă de siguranța cetățeanului propriu zis. Deci nici pe departe nu vor avea de suferit cei care efectiv își desfășoară activitatea în stradă, în serviciile operative și așa mai departe. Și totuși un număr estimativ, așa foarte general, câți oameni ar pleca din sistem? Nu pot să vi-l dau. Aveți o evaluare? Nu pot să vi-l dau acum. Pentru că, repet, nu am plecat și tot cu sindicatele am discutat și criteriile după care se așeze oamenii în schemă, nu criterii de dat afară, criterii de rămas înăuntru. Adică și unul din criterii va fi acela, domnule, ai contactul de muncă suspendat pentru că ești într-o cercetare penală, nu mai poți lucra în Ministerul Administrației și Internelor. Am citit o interpretare în aceste zile, în timpul protestelor, potrivit cărea, în urma acestor proteste, degradante pentru imaginea Ministerului, pentru imaginea Guvernului, dacă doriți, vi s-ar pregăti schimbarea din funcție? N-am avut astfel de discuții cu nimeni. Am văzut, gura lumii este liberă să spună tot ceea ce dorește. Eu știu un lucru foarte clar. Îmi voi face cât mai bine datoria, cât mai bine cu putință. România va intra în spațiul Schengen anul viitor printr-o muncă titanică a colegilor mei de aici. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Cred că suntem singura instituție din România care este pe cale să absoarbă 100%, repet, 100%, nu 50-60% fonduri europene care sunt puse la dispoziție de către Uniunea Europeană. Facilitatea Schengen de 600 de milioane de euro va fi absorbită aproape 100%. Ori numai în acest an intră în structurile Ministerului de Interne 324 de milioane de euro, bani care vor face ca să aibă acces la informație șeful de post, ajutorul lui, din fiecare localitate din țara asta. Numai în acest an dotăm Poliția de Frontieră cu mii de mașini. Numai în acest an, ați văzut, dotăm Poliția de Frontieră în zona protecției frontierelor maritime cu un număr de 90 de nave. Numai departe decât săptămâna asta am intrat în serviciu 3 nave, printre care nava noastră Amiral. Acestea costă 60 de milioane de euro. România nu își putea permite banii ăștia aici, banii aceștia, și iată că i-am obținut prin facilitatea Schengen. Ba mai mult. Sunteți optimist că România va intra eu sunt optimist. 2011 în spațiul Schengen? Aș vrea să vă spun că ne facem treaba tot cu problema romilor, cu tot cu problemele din justiție. Eu pornesc de la respectarea de către toată lumea și de către România pe de o parte și de către statele membre pe de altă parte a tratatului de aderare, în care ne știm foarte clar drepturile și obligațiile. Iar eu trebuie să îndeplinesc, să coordonez, că numai Ministerul de Interne este implicat, deși lui revin 70% din activități. Pentru că sunt activități în zona Ministerului Transporturilor, a Ministerului Justiției, a Ministerului de Externe și așa mai departe. Suntem mai mult a serviciilor, serviciilor de securitate din țară, care sigur că la rândul lor au obligații. Dar cred că lucrăm într-o echipă, a spune, excelentă, pe care o coordonez în calitate de președinte al Comisiei Naționale de Integrare Schengen,
Și ultima analiză, chiar de săptămâna trecută, mă face să fiu extrem de încrezător. Vom fi evaluați la ultima evaluare pe sistemul informatic Schengen și pe biroul Sirene. Biroul Sirene a fost deschis săptămâna trecută. Săptămâna viitoare vom deschide sistemul informatic național Schengen. De fapt, ENSIS, componenta națională a sistemului național Schengen. Și vreau să vă spun și aici. Am început procedură de încărcare a bazelor de date de mult. La sfârșitul acestei luni vom termina încărcarea bazelor de date românești. După 1 septembrie vom începe încărcarea bazelor de date de la Strasbourg. Deci ne facem treaba bine, spun eu. După aceste proteste și având în vedere violența lor, v-ați gândit, violența lor verbală cel puțin, v-ați gândit la demisie? Nu m-am gândit să rezolv problemele astea și cred că este nevoie de un dialog și mai bine pus la punct. Nu neapărat între conducerea centrală a Ministerului, care am avut acest dialog, sau chiar conducerea de arme, ci un dialog permanent pe care să-l aibă fiecare inspector șef de județ, pentru că situația e diferită în țară. Sunt județe din care la meeting nu a participat nimeni, sau a participat un polițist, sunt altele de la care au participat mai mult și aici îmi dau seama că nu există un dialog corect, foarte bine pus la punct, între șeful inspectoratului județean, șeful poliției municipale, șeful poliției orășene și subordonați.